Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la noi ediție emisiunii Gândește de ce de votează, este campania electorală, doamne și domnule, este o emisiune electorală, ceea ce urmăriți acum. În studio se află candidatul Partidul Național Liberal, este vorba despre, la la funcția de președinte al Consiliului Județean am bineînțeles, este vorba despre domnul George Lazar, pe care salut. Bine ați revenit. Vă salut și eu, bine v-am regăsit. Acum mă gândeam cum să vă prezint, tânăr sau în vârstă. Aveți 43 de da? ani, sunteți tânăr? Da, da? Aveți la activ două mandate de, și de prefect copii. și doi copii să vă trăiască. Mulțumesc. Chiar mă gândeam și că aveți. Soție. Și soție, da? Și aveți, aveți experiență în administrație, adică și, în sunteți, familie. și familie, da? <laughs> da, sunt lucruri cunoscute deja, cred că nu trebuie mai, mai trebuie să amintite. Dar aveți experiență în administrație, domnule. Ați fost și viceprimar la România, Viceprimar la Roma, da. local, viceprimar la Roma. Local, Secretar la Roma. de stat în momentul de față, da. adică aveți experiență în administrație, domnul George Lazar, adică sunteți foarte potrivit pentru a discuta despre proiectele de dezvoltare ale orașului roman despre care am mai vorbit și o să mai vorbim, dar de această dată v-am propus și le propun și tale spectatori să discutăm despre ceea ce înseamnă zona metropolitană, a romanului și dezvoltarea acestei zone metropolitane. Însă înainte de această, de a intra direct în subiect să știți că de mult voiam să vă întreb ceva Ora. și cu ocazia asta o să faceți o, o, o promisiune în fața telespectatorilor Roman TV și în fața nemțenilor sau nu neapărat o promisiune dar veți lămuri o chestiune Ora. și vă spun și ca, care este această chestiune. Am o, să știți că, am o bănuială Rezonabil. Da de-a lungul timpului mai toți președinții de Consiliul Județean de până acum, în momentul în care au împărțit ban localităților din județ, da. criteriul aplicat a fost cel politic. Așa. Am discutat și cu alte ocazii, Romanul Săracu, din păcate în ultimii ani, au avut de pătimit. -a Deși intrui, -a bine, da. din, din păcate a contribuit financiar foarte mult la bugetul de stat și a primit mai mic. Adică a primit în bătaie de joc niște limituri A primit mai mult Tărgu care este un orășel, a primit mai mult Gădințul care este o comună, a primit mai mult Pânceștiu. To deci, to Pâncești, deci toate comunele, dar nici asta nu e o, e o chestiune foarte gravă. Știm foarte bine, mm. eu am și spus-o, dacă vrea cineva să afle Grav, ce culoare ori. politică au primăriile din județul Neamț, să ia acel tabel cu localitățile, cu împărțirea fondurilor de către Consiliul Județean am și dai seama care este de la PSD, care este de la PNL. Și eu vreau să vă întreb un lucru. Sau care coroan. sunt Sunt <gânt> știți noastră mai bine. Dacă veți ajunge... Nu dacă urmăriți acum cum s-au împărțit banii ultima dată, exact. o să vezi și cine a trădat. Erau într-adevăr două, trei primării... Păi uitați-vă, trei ani jumate de zile, Roznov 0 lei, 10 miliarde. Adică sunt... Uitați-vă, -vă, vă, Săboan 0 lei, 10 miliarde. Că... Pentru că au trecut în partea cealaltă, Ai, da. Asta vreau să vă întreb. Dacă veți ajunge președintele Consiliului Județean Nalță, nu veți aplica aceeași tactică? Adică veți ține -ți cont neapărat de culoarea politică? Veți da banii numai primarilor PNL? E o întrebare bună asta. Acum și răspunsul e greu să știți Pentru că, cumva. să știți, o să decupăm o să și o să ținem la, la arhivă. Da, răspunsul, răspunsul meu, răspun, am o filozofie pe zona asta, răspunsul meu e unul, sper eu, cât mai corect, dar e simplu în, în accepțiunea mea. Uh, Dau un exemplu ca să înțelegeți de unde plec și unde vreau să ajung. Dacă primăria, ce să vă zic, o Horea, dăm un exemplu la Horea. Domne, dacă primăria Horea zice, domne, am nevoie de 10 miliarde, primăria e PNL Horea și va rămâne PNL 100%. Dacă primăria PNL cere 10 miliarde, luăm alt exemplu, nu știu, primăria Tămășeni, tot PNL, tot PNL va rămâne. Cer și 10 miliarde. E, trebuie să văd și ceva în spate. Domne, tu vrei banii ăștia pentru ce? Pentru ce îi ceri banii ăștia? Ai cofinanțare la vreun proiect european? Nu. Ai o cofinanțare la un proiect de interes local, nu știu, de infrastructură, de gaz, de apă, de canalizare, de ceva care e util uh, oamenilor acolo și pentru dezvoltarea comunei? Nu ai nici asta. Dar ce vrei să faci cu aia 10 miliarde? Vrei să-ți plătești salariile la primărie? Sau vrei să-ți plătești că tu ai fost, uh, nu-i cazul celor de la Horea și la Tămășeni, clar, dar dau un exemplu. Așa ai fost, nu știu, puturos și nu ți-ai plătit datoriile către prestatorul de servicii care sunt jegunoi. Eu dau un exemplu. Salubrizare, da. Salubrizare. Să nu ți-ai plătit datoriile la cei care la curent. Și tu vrei banii și la CJ. Nu ți-i dau nene. Nu ți-i dau pentru că tu îi vrei degeaba. Tu îi vrei pentru că efectiv ai fost puturos. Banii, în mod normal, asta e zona pe care o gândesc eu și în accepțiunea mea, trebuie să dăm bani și să investim și să ajutăm comunitățile, autoritățile publice locale, acele autorități publice locale care performează. Adică, domnule, eu nu mai am bani, dar am proiect de 5 milioane de euro pe AFIR de și am nevoie pentru cofinanțare. Am nevoie de bani și asta, am nevoie să termin, că mi-a rămas o bugățic, că nu m-am încadrat cu bani, mai am nevoie să termin acel obiectiv de investiții finanțat prin proiect european. Și atunci, da, cu toată deschiderea, spun, da, primești bani. Poate primești mai mult decât, decât alt la alt coleg sau decât alt primar, dar primești pentru un obiectiv de investiții, Adică tu cu banii aia aduci plus valoare, aduci progres cu banii aia. Dacă îți dau banii ca să tai frunze la câini cu ei sau ca să dai cu var undeva sau să reparti o băncuță sau să-ți plătești salarizarea, nu mi se pare ok. Îți dau bani pentru că ai un obiectiv de investiții important din fonduri locale, de exemplu, sau din fonduri guvernamentale și mai e nevoie de o părticică de bani pentru cofinanțare. Da, acele primării vor primi bani și acele primării vor primi bani, indiferent de culoarea politică. Uh, doi, mai pot să adăug și alte criterii, de exemplu, dau tot timpul, de exemplu, de a fost la Horadea, de exemplu acolo Bolojan ca președinte de Consiliul Județean Ce face? Le-a dat câte 50 sau 70 de mii de euro La fiecare primar în parte La fiecare primărie în parte Bani de la CG pentru a-și lua acele motocositoare Acele mașini care tund uh, iarba și vegetația Care crește pe marginea drumului Dur. Vorbim de drumurile comunale Că știi, te da, de la Drumul comună, județean are altă, da, are altă structură brutul te uiți într-o comună, vezi că e o casă frumoasă, vezi că e o școală frumoasă, vezi că sunt bălăriile așa, crescute pe marginea drumului, neîngrijit, netuns. În mizerie aruncate. Eu mă gândesc la o chestie de afacere, ce spuneți dumneavoastră, Apropo de, de, nu de, să fac de chestiunea asta. Eu că... nu, nu dumneavoastră. Zic, mă gândeam la o, că e o idee de afaceri foarte bună pentru da. cei care au la dispoziție finanțele necesare pentru a cumpăra da. astfel de mașini. Asta vreau. Domnule, exemplu, Boloșan le-a dat, domnule, vă dau 50 sau 70.000 de euro. Cumparați cumpărați vă... acele mașini a, și vă, da. cu condiția da. să cumpărați acele mașini, da, primăria și vă faceți, trebuie să fie oricând, trebuie să fie la nivel de gazon. Adică trebuie să fie totul tuns, curat, aranjat, frumos. Adică nu bălării până Nu la bălării la așa. De... Ca aspectul comunei respective să fie un aspect mai mare dragu, Să fie un aspect de curățenie, de ordine, Corect. da? Cine nu face treaba asta, primește corecții financiare în minus. Adică, domnule, ai... ia să văd, ți-ai făcut curat, e frumos, e ok, da, ok, câți mai ai Ai nevoie de cofinanțări, da. Poftim bani. Domne, stai că tu n-ai nici cofinanțări nevoie, tu n-ai nici pentru, nici cu nu ți-ai făcut, ești și mizerat din cum, dar vrei și bani, ca să faci ce cu ei? Că ți dau bani, ok. Știți că ai mai mulți copii, da? Da, corect. Tată, vrei să duci la facultate? Da. Ai nevoie la școală de bani ca să-ți mai cumperi niște cărți, să duci, nu știu, la niște studii superioare, nu știu, vrei să mai ai faci un cursul, masterat. Da, să... Vrei să duci, nu știu, alții vor să ducă fiecare cum are bani. Ia bă, omule, vindem, facem un credit, te ajut să, să performezi. Dar nu-ți dau ție altuia bani ca să faci ce cu duci la păcănele. Mulțumesc frumos, îi țin pentru mine. Nu-ți dau ție bani. Cam asta e și cu primarii. Ai un primar performant, de exemplu, Tămășeniu, performant. Când vorbim de primar, da? Tămășeniu, nu performant, super performant. Omul sărac are o, o, procedură proastă că el nu are acces la drumul european și nu poate accesa fonduri europene. Nu punctează, da. nu, nu, îndeplinește punctajul. O să găsim acolo să-i facem o ieșire Tămășinul asta este o prioritate pentru, pentru, mine și pentru domnul primar Luca Ște Ștefan să-i facem o deschidere la E85 prin Săbăoani, pe, pe o parte a terenului lui Săbăoani sau pe o parte a terenului lui Tămășeni, pentru ca primăria comunității Tămășeni să aibă deschidere la 85 să poată să acceseze fondurile europene. Este obligatoriu. Treaba asta. Nu poți să iei o comunitate de 10.000 de oameni, Tămășeni o comună mare o comună cu oameni cu bani, o comună cu oameni muncitori, explicați oamenii din 90 în Israel, în Europa, sunt niște case în cordun, nu vezi în Roma, nu vezi în piatra, oameni super gospodari și, nu, și cu pretenții mari. Au pretenții să fie și asfalt, să fie și apă, și canalizare, și numai public stradal, să fie frumos, să fie școala dotată, să ai grădină, să ai sală de sport. Au pretenții foarte mari oamenii, că au văzut viața bună din Occident și, și, și vin acasă, vor la casă la fel. Ori primarul încearcă din răsputeri să facă lucrurile astea, dar dacă n-ai banii europeni, e mai greu doar din banii primării. Uh, primăriei. Cordun, iarăși, performant, unul cei mai performanți primari din județul Neamț, Adrian Ciobanu, de la Cordun. Gherești, iarăși, un primar performant, Horea primar performant. Adică, dau exemple astea, în aceste comunități trebuie să vii cu investiții, să-i sprijini. Dacă mă uit în partea de altă, că dădeați exemplu, am, am zis eu de fapt, de pâncești o comună de 700 de locuitori. Domnule, iei 10 miliarde, bun, ce faci cu banii aia? Ai vreun proiect european? Nu, mm. zero. ai avut în ultimii 8 ani vreun proiect european? Nu, zero. Sau în ultimii 12 ani de mandat ai ai vreun proiect european? Nu, zero, bun. Școala arată ferească Dumnezeu. Locurile arată acolo ferească Dumnezeu. Bun, ce faci cu banii aia? un bun? Ce faci cu banii A, ah, tu vrei să-ți plătești salariul la primărie? Nu-i treaba mea. Sincer, nu-i treaba mea. mea. Produ ceva. E ca la o firmă. Bă, de, eu ce vin fi... am că dumneavoastră ca firmă nu performați. Vă dă eu bani, nu, trebuie să performați la asta ca firmă. Nu performați, vă închideți firma, vă reorientați. Bine, și am ajuns la reorganizarea administrativă, dar nu -i... Și ajungem acolo da. care e necesară la un moment dat. Ea e necesară, reorganizarea asta administrativ-teritorială, chiar e necesară, pentru că ce se întâmplă? Vă dau un exemplu cum s-au împărțit banii de la guvern prin structurile ANAF-ului anul curent, în România, inclusiv județul Neamț. O primărie, de exemplu Cordun, care și-a urmărit și și-a încasat banii de la contribuabile, adică acele taxe și impozite da. aferente. Și-a urmărit și are grade de încasare de, nu știu, 80-90% da? Nu a primit corecție financiară în plus. Nu a primit bani. Azi, domnule, tu ți-ai încasat banii, ai bani, nu-ți dau. Îți iau de acolo. Până ce tu ți-ai realizat veniturile astea, ți-ai încasat? Nu, nu știu. Ia niște bani de aici. Nu, dar cât ai grade de încasare? Nu știu. 36, să dau un exemplu. O să ne Poate Poate mai mult, dar eu sunt necăjit, știți că n-am nici de salari, nici de lumină, nici de salubrizare, am necăjit, dar nu mi-am casat nici bani. A, deci tu nu ți-ai, -ți, să-ți încasezi banii, dar e datorii, da. Hai că iau de la ăla care am casat și îți dau ție. Ia tu 23 da, de corect. miliarde. Păi nu-i corect deloc. Ăla care muncește, e văduvit, da, și se iau bani și îi se taie aripile atunci când vrea să progreseze, iar tu care ești puturosul satului, ca să zic așa, sau a județului, stai acolo în micimea ta, acolo nu faci absolut nimica, nici proiecte n-ai, nici nimic nu ai și vrei să stai cu mâna întinsă care cu filantropic, am mâna întinsă care spune o poveste frumoasă, primește ceva. Păi bine. Înseamnă și... că povestea spusă de ei este frumoasă dacă primești ceva. Păi da, e, treaba, să treaba mari. asta ca să termin răspunsul, treaba asta ar trebui să înceteze funcționarea acestui algoritm de împărțire a banilor publici în județul Neamț, doar pe criterii de prietenie, de partid sau doar pe criterii că ăla e de-a meu, ăla nu e de-a meu. Asta este o prostie din punctul meu de vedere, pentru că într-o comunitate, mă uit la Roman, da? Păi Consiliul Județean a pedepsit Romanul sau comunitățile din zona Romanului în ultimii 8 ani de zile dându-le zero alocări bugetare sau fir fir ce ales că va printre degete. Ok. Adică nu e ok, da zic eu. Uh... Păi, ai făcut treaba asta, ai pedepsit primarul ăla că nu-i dat că ăla ai liberal și tu ești altă culoare la CJ, da? L-ai pedepsit pe primarul ăla. Păi, tu nu pedepsești primarul ăla. Cetățenii Eu e o prostie da, asta. Pedepsești Predep, 5.000, 10.000, în cazul român, 55.000 de cetățeni. Și ai și oameni care au votat cu tine. Între cetățenii aia, și... exact, -și. sunt oameni care votează liberalii, pe sunt oameni care nu participă la vot, 40%, 50%, 50 sunt oameni care votează inclusiv exact. cu partidul tău. Deci pedepsești pe ei. social democrații, da? Adică pedepsești un oraș da. în prea... la subdezvoltare, doar că primarul de acolo nu-i dat tău și dai doar lor la care e tău, care la nu produce plus valoare nici măcar 1%. Deci asta va fi conceptul ca să dau un răspuns de împărțire a banilor în județul Neamț pe criterii de bani pentru cofinanțări la proiecte guvernamentale europene sau locale de interes public care aduc plus valoare care aduc dezvoltare nu pentru cei care taie frunze la câini. Chiar dacă acel primar e de al meu da o să îl învăț să îl ajut să gândească altfel. Va înțelege va fi la masa uh, Acolo unde se împar banii, ca să zic așa, nu înțelege și e încăpățânat, atunci va fi la o altă masă. Acolo unde nu se primesc bani, acolo unde nu sunt fonduri europene, acolo unde nu sunt fonduri guvernamentale. Și acel primar va pierde, că e PSD, că, PSLIS, că are altă culoare politică, va pierde la un moment dat primăria pe mâna lui, pe mâna incompetenței, pe mâna lenei, da, și pe mâna la că nu faci nimic și nu dezvolți nimic. Și va pierde alegerile acolo. Și sunt mulți, prim mulți. Sunt primari. În județul Neamț, care au zero realizări pe proiecte europene mari și au adus zero proiecte în infrastructura de apă, canalizare, gaz, asfalt sau alte investiții în comună. Ei totuși sunt primari acolo de ani și ani de zile, pe teroare, pe frică, îmi fac casă. Vine băiatul din Italia și face casă. Nu e problemă, mai că lasă fac, cum să facă, nu acolo. Da. acolo să fac. După aia după patru ani aduce aminte. <laughs> Ai făcut Marie casa acolo. Ai autorizație, vezi că, vezi că vine alt, și ți-o dărâmă. Fii cu băgare de să cu cine votezi. Neapărat ești la vot. Și cu da, tine. e una dintre tacticile folosite, ai da. avut dreptate, da. Păi frate, există legislație. Un om simplu la țară nu și Există legislație, primăria te poate, chiar dacă ai casă fără autorizație de construcție, este legislație din 2019-2020. Primăria te poate ajuta să intri în, în două, trei de da. zile în legalitate te ajută să intri în legalitate. Îți face un, proiect, îți, un proiect, îți le pui la primărie, îți dau autorizație de construcție după aia, îți emite un proces verbal că s-a uh, edificat construcția, se face o expertiză pe ea și dacă e ok, acea construcție intră în legalitate. Scopul primarului să bagi oamenii în legalitate, a t -a t -a t -a nu să-i demolezi, să să nu să nici nu demolează până la capăt. Să-l să-l șantajezi. O dată la patru să-l ții pe omul la șantaj. Nu despre asta discutăm, nu suntem în Rusia oameni buni. Trăim în România, trăim într-o țară europeană, trăim tr tr într-o țară în care am aderat la valorile europene, la valorile transatlantice. Suntem democrați, suntem cu altă viziune. Cel puțin despre asta vorbim zi de zi. Păi să ne și comportăm la fel cum vorbim. Da. Mă refer la domnii primari, care au mentalități de astea înapoiate și comunistoide. Deci răspunsul vi l-am dat. Da, este corect ce spune și m-aș bucura ca lucrurile să se întâmple așa în județul Neam și până la urmă așa am ar fi să fie în toată țara, să existe niște criterii bine stabilite. În momentul de față sunt niște reguli nescrise, dar nu sunt uh, aplicate. Adică fiecare... Adică fiecare. Eu Probabil, așa de... cred că... pot poți performa, pentru că dacă discutăm doar de... Dom'le, hai să văd eu cum îl ajut pe X primar, da, curajez care nu merită să fie ajutat și da. încurajez hai să văd eu că îl fac eu acolo, îl combin eu cumva, mai trimit o firmă prietenă, îi dau niște bani, nu știu, mai găsim noi de cuvar de 5 lei, de fapt, facturăm de 20 și e bine și la domn primar, e bine și la mine. Nu, asta e mentalitatea, pentru că dacă am avea doar mentalitatea, să nu vom dezvolta niciodată județul Neamț. Cu Lazar sau fără laser președinte, cu X sau cu Y președinte la Consiliul Județean, nu vorbim neapărat de persoană, ci de mentalitate. Cu mentalitatea asta pe guboasă, nu vom dezvolta niciodată județul Neamț și vom fi totdeauna la coada clasamentului, da, și vom fi tot timpul subdezvoltați, cu o mentalitate potrivită poți începe să dezvolți pe termen mediu și pe termen lung. Vorbim de mentalitate. Oamenii sunt oameni și au mentalități diferite. Da, așa este. Trebuie lucrat la mentalitate. Trebuie încurajată dezvoltarea. Apropo de ce spuneați dumneavoastră de autorizații, în special în zona rurală, sunt astfel de practici. Știu. Sunt primari parșivi, că să vorbim despre parșivenii răi. Răi, răi, care lucrează astfel. Și mă o să amintesc, să știți că e cumva un fel de sport național, asta cu au construit -o în România fără autorizații. Pentru că li se permite. Primarii permit acest lucru, după care folosesc chestiunea asta ca și. Împotriva șantaj, omului. Împotriva omului. Mă am să că am văzut un raport al Inspectorului de Stat în Construcții care ar trebui cumva, știu, care atribuții în domeniul dar trebuie cumva să își facă mai mult treaba și să treacă peste primari, cumva, să le atragă oamenii atenția, exact ce a spus dumneavoastră. Băi, oameni buni, nu vă demolează nimeni casa. Intrați în legalitate că se poate intra. Nu trebuie să-l votezi pe ăla că te-a speriat că dacă nu votezi cu el îți demolează casa. Uh, și apoi ah. de raportul ăla erau Sute, cred că, de cazuri la nivel nivel județean, de imobile, de case ridicate Construite. fără autoritatea construită. Dar cred că nu există comună și cred că la oraș mai greu, dar în, zona, mai greu. în zona rurală este cumplită. Se practică. Da. Haideți să trecem cumva în subiectul pe care l-am propus uh, în această ediție. Mă refer acum la dezvoltarea zonei metropolitane Roman. Este o zonă de o importanță economică, zic eu, foarte, foarte mare. Cred că cea mai. Uh, importantă zonă din județul Neamț din punctul ăsta de vedere, fără da. doar și poate. Asta este realitatea, până la urmă, A7-le va trece pe aici, știm foarte bine da. autostrada A7, autostrada 8 când o să înceapă și o să fie gata, o să fie cumva la o râncătură de băți, Iașiul și acolo, de Suceava e acolo. Avem Vasluiu, adică oricum și poziția romanului favorizează, fără doar și poate, și, într-adevăr, trebuie cumva, dată fiind situația, romanul să reușească să facă mai mult decât celelalte localități, care, la fel cum spuneați dumneavoastră într-o altă emisiune, toți stau și se gândesc și caută strategii, astfel încât să se dezvolte și să fure cumva din investitori celorlalți, pentru că asta este. Corect. Bătălia. La roman, aici avem o. Dacă vreți, vorbim de zona romanului împărțit, da, din punctul meu de vedere, în două inele. Adică vorbim odată de zona roman metropolitan cu Roma și 27 de localități, cu 27 de comune periferice a romanului, periurbanul romanului. Ei, din astea 27 de localități trebuie să gândim prima dată nucleul celor care sunt în proximitatea romanului. Corect. Pentru că acolo, de acolo, de la, de la urban înspre uh, periferie, se dezvoltă zona periurbană. Asta n-am inventat eu, asta se întâmplă în tot Occidentul, se întâmplă în toată România, de la urbanul mare se dezvoltă urbanul, periurbanul, adică localitățile limitrofe. Aici vorbim de o strategie, din punctul meu de vedere, care include uh, și vorbim de secuieni, vorbim de zona care tranzitează autostrada și vorbim de localitățile secuieni, trifești. Horia, Roman, Cordunu, Săbă. Tămășeniu, Săboaniu, Gereștiu și Boteștiu, până la ieșirea autostrăzii înspre Pașcani. Și am dat deja câteva nume de localități. Mai sunt câteva localități care sunt în imediată apropiere, la 3, 4, 5, 6, 7 km. Și aici cred că putem vorbi de Union Creangă, de o comună a Moldoveni, în apropiere, și imediat lângă Moldoveni sunt Bahna cu Româniu, a, aici vorbim de Ion creangă, vorbim de Unicușești, vorbim de câteva localități care sunt de undulcești, vorbim de câteva localități da. care sunt în zona periurbană și sunt importante. E, toate aceste localități poate să fie. Nu am acum un calcul exact, 12-14 localități, împreună cu Romanul. Aici trebuie să fie o gândire de dezvoltare logistică și de parcuri industriale. Am mai spus și în alte emisiuni trebuie gândit ca fiecare comună sau împreună câte două, câte trei comunități, da? de exemplu cum e sus în partea aia Bahna, Români, Moldoveni, sunt trei comunități într-un areal, una lângă alta. Păi fiecare dacă vine cu 10 hectare da? și creează o zonă de 30 de hectare la limita lor, dar în centru, ca să zic așa, ți-ai făcut o zonă de 30 de hectare. La fel poate să gândească cordunul singur, tămășeniu singur, Săboaniu, Ghereieștiu împreună cu Săboaniu sau Săboaniu împreună cu Cordunul, să gândească și cu romanul pol de dezvoltare în care să ai terenuri 30, 40, 50 de hectare să le pui la dispoziția investitorilor. Adică refaci planuri urbanistice zonale de detaliu, creezi aceste terenuri, le duci în zona intravilană da? și acolo le împarți în terenuri de 4.000 de metri pătrați, 7.000 de metri pătrați, un hectar, două hectare, le tragi utilități, le faci caroiajul de drumuri în interior și ai utilitățile la margine pentru a atrage acei investitori care se pretează să deschidă puncte de lucru și investiții aici în zonă. Asta este foarte important și asta voi susține 100% în calitate de președinte Consiliului Județean Namț, pentru că asta înseamnă potențialul de a aduce, dezvolta, de a aduce investitori. Investitorii aia nu vin în schimb a doua zi. domnule, e gata autostrada, da, am venit la Roman, că de abia așteptam să venim noi la Roman, că doar Roman nu are autostradă. Nu, suntem într-o competiție și cu Pașcaniu, suntem într-o competiție Absolut, directă cu Bacău, suntem într-o competiție cu și cu Suceava, putem fi într-o competiție, adică pe tot traseul ăsta lui 85 Ei, aici trebuie să fim deștepți și să știm să și facem ceva în plus, să ne prezentăm oferta. Adică oferta înseamnă nu doar ă, zona intravilană cu terenul pe care îl dai spre concesiune și facilitățile despre care discutam a utilităților, trebuie să mai faci ceva, trebuie să niște facilități fiscale. Că să spui, domnule, dacă îmi concesionez terenul ăsta la un preț ok, da? adică nu sar calul, domnule, eu vreau pe terenul meu 100 de euro pe 100 de euro pentru altfel, știți, eu mai degrabă stau, n-am nevoie de investitor, stau cu terenul pe dar nu-i problemă la mine, că eu scăpos, nu. Trebuie să vii cu prețuri bune, cu prețuri orientate înspre minim, da? ca să devie atractiv pentru un investitor. Doi, să vii niște facilități fiscale față de investitorul ăla. Să-i gândești un impozit acolo cu o marjă de un an, doi, trei, în care să ai un impozit de minim acolo. Să nu-l încarci cu impozite atunci când omul investește. După un an, doi, după ce a dat drumul la treabă și începe să-i meargă bine, după aia începi să crești zona de impozitare. Dar când el încă construiește, nu-l impozitezi. Când de a dat drumul un an, se la doi, lasă să dezvolte. Cum să lasă să dezvolte? De... cu o impozitare mai mică. Da, adică să-i și niște facilități fiscale ca să fie atractivă zona noastră. Trei la mână. Deo să mai gândim ceva. Trebuie să știm să ne promovăm la târguri naționale și internaționale cu tematici pe zona anumitor investiții care consideră că se pretează aici. Trebuie să mergem în Germania, obligatoriu, să facem lobby pe acolo, nu știu, prin ambasadă, prin consulat, să știm să ajungem în Germania, să știm să ajungem în Austria, în Italia, în țările puternic dezvoltate din Europa, sunt tot felul de târguri specifice da, în care se duce acolo să spui, domnule, sunt și eu pe harta asta. Eu, județul neam, o zona Roman Metropolitan, există. Asta mi-e oferta pe care vă o prezint și o prezint omului cu poze, cu foto, cu tot. Și în limba, de, în limba de circulație internațională, dar și în limba statului unde te duci acolo, să spui cine ești, ce faci, ce oferi. Da, și îi faci un buc de prezentare a zonei și a potențialului de resursă umană din zona respectivă pentru a-l invita pe om să vină măcar să vadă să vină la discuții. Trebuie să alergăm noi după investitor, nu să așteptăm, eu stau, dorm acasă și vă las că vine investitorul, vine, 100% vine. Nu e chiar așa. Nu vine, trebuie să pună la dispoziție niște facilități. Exact, să și trebuie să știi, el trebuie să te descopere pe tine. Nu cred că se uită Hans din Germania, dă un Google și bă, ia să-l caute pe Roman. Nu, trebuie să te duci tu să bagi. Și -și. el nu știe unde e Roman, el nu știe de Bacău, de Iași. El ajunge cumva informația la el. Cineva îi o spune. Da? Un colaborator de-al lui, un consultant, cineva îi spune informația asta. Ok, dar e important să ajungi tu la el, să-i spui, eu ăsta sunt, așa mă cheamă, asta am de oferit, te rog frumos, vino dacă ești interesat și la mine în zonă, să vezi ce ofer. Ei, în momentul în care te duci la toate târgurile astea naționale și internaționale specifice, Bă, dintr-o 100, 1000 o de oameni pe care îi abordești și le lași acele bucuri de prezentare, acele cărți de prezentare, că vor vă doar de un pliant, bă, dintr-o 10, dacă i-a adus în coace și din 10, 5 dacă am investit, e wow. E suficient. Păi 5 investitori adică la la 23 de milioane investiția înseamnă 2 mii de locuri de muncă. S-au creat. Bugetul acelei primării crește. Oamenii rămân la noi în zonă, lucrează pe orizontală se întâmplă lucruri, pentru că ăla când vine să construiască o investiție de 20 de milioane de euro, lucrează cu forță de muncă de aici, cu firme din zona noastră. Că sunt electricieni, că cei care fac analizări, că cei care fac stabilizări, că cei care construiesc, că cei care pun acoperișuri. Adică se întâmplă lucruri. Banii se regăsesc în economie, aici, la noi, acasă. Asta înseamnă dezvoltare. Adică lucrurile astea trebuie să le gândim împreună. Eu am discutat cu toți primarii mei pe care i -i am mintit și mai sunt și alții de la noi din zonă. Asta trebuie să învățăm să facem. Asta nu înseamnă că de pe 9 iunie, începând, domnule, gata, investitorii, vin, fi gata, a început treaba. Nu, asta este pe termen mediu. Când spun termen mediu, termen mediu nu înseamnă 4 ani. Termen mediu înseamnă între 7, 8, 10 ani. 10 asta 10 înseamnă ane. termen mediu. Când noi discutăm astăzi de acest potențial, trebuie să știm să-l fructificăm. Trebuie să știm să pregătim terenurile, da? Autostrada se va termina într-un an jumătate. Cu jumate, utilități, doi. cu tot ce trebuie. Trebuie să știm să tragem utilitățile. Da, da, da? În da? trebuie să aveți și campusul de învățământ. Încercăm să facem și campusul dual. Ca Ei, să lucrurile lui... astea se fac cu ușor, ușor. Iar peste 2 ani, când autostrada a fi gata, până atunci să începem să participăm la târguri, să ne prezentăm, da? Și după aia să, aștept, să încercăm să aducem pe acei investitori în zonă. Că investitorul, presupun că vine în 2026, vin trei investitori în zona Roma. Okay. Din momentul în care el a venit și a dat ok să facă să realizeze investiția, înseamnă documente, puzuri, autorizație de construcție, începe efectivă construcției, un an sau cât durează să edifici construcția, doi ani, da, înseamnă șantier, după, după aia, doi ani după ce și-a realizat investiția, începe procedura de a angaja și de drumul la treabă. Deci asta de acum, când vorbim noi, înseamnă o perspectivă de 4, poate chiar 5 ani. Deci noi dacă pregătim astăzi lucrurile, peste 5 ani putem să discutăm dacă ne-am făcut bine treaba de câteva zeci de investitori care vin în zona Roma, lui metropolitan, cu investiții mari. Atunci de vom vedea uh, roadele la ce să dim noi astăzi, la ce ne propunem să dim astăzi. Am înțeles, veți atrage în acest proiect, veți atrage și primările conduse de, prim, de primari care nu sunt uh, liberali? 100% adică da, da, la, da, la, da. La pe păi... chestiunea asta, discuții liberale. Da, Acum la partea bună, nu cred că toate primările astea care sunt pe zona autostrăzi, au primari liberali în mare parte. Da, cel uh, mai mult așa este, da. Dar mai sunt și liberali. Liberal. Uh, adică nu că... se țină cu de culoarea politică, zice, bă, pe la nu-l chem, nu, nu l implicăm. Nu, -l, nu -l Până, dar nici nu cum să faci treaba asta, trebuie să fii uh, inconștient sau trebuie să fii, să nu înțelegi, da, nu, se, nu să, nu, nu s s lega... să nu ai viziunea completă, nu, nu se leagă, bă, nu poți... Eu dau un exemplu, Săboaniu, da? E o comună cum importantă. Să faci, cum să, fără păi, să dacă eu am, cordun, am Roman Cordun, am Săboaniu și după aia am ghereștiu am primar liberal la Cordun, primar liberal la Gherești. Astăzi e competiție electorală. Nu știu cine va câștiga la Săboan. Eu îmi propun și îmi doresc să, că... Pardon, să câștige candidatul meu, Gabriel Ciobanu. Un candidat foarte bun și un om adevărat. O să vedem ce va decide electoratul. Nu sunt -ă, elector în Săboan. Eu o să vedem ce decid Săboanenii. Dar Pun rău în față, cum face românul. Bine, rău cu ghilimele din punctul nostru de vedere. Rău cu vedeli, ghilimele, da. da? ca să vă răspund întrebări noastre. Domnule, am săboaniu aici care e primar de altă culoare. Nu pot să sar săboaniu. Eu nu mă raportez la primarul din nu mă raportez la potențialul de dezvoltare a zonei. de acolo. și oameni oamenii de acolo. Da, da. Că au vină oameni de acolo ca un primar de altă culoare poți că e roșu ăla. Absolut. Cu toate că acolo, acum m-ați cu săboaniu ăsta, uh, cu toate că acolo sunt săboani, în 2020 săbăunenii au votat masiv să scăpe de PSD. Scăpe de PSD, da, 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 Acolo a fost o doamnă primar, o doamnă primar care la un moment dat a performat și ea. Are a multe -a mandate, 4, a fost 4, mandate, cinci. mandate din 2000, Valica o primăriță bună la un anumit moment. Probabil a existat și un fenomen de saturație. Eu o cunosc foarte bine, Valica eu am o părere bună despre ea. Dar nu părerea mea contează. Contează că acolo a fost un vot împotriva PSD și al lui Valerica Dascul în 2020, probabil și un fenomen de saturație. La fel ca și în Tămășin, vorbeam mai devreme, în Săboa sunt oameni care de 30 de ani sunt ieșiți în străinătate. Au bani, au case, sunt gospodari, au afaceri mulți dintre ei, au văzut ce înseamnă traiul bun, viața bună, modernismul din străinătate, vor aceleași lucruri în Săboani. Din păcate, probabil că fosta primăriță, cât și actualul primar, nu s-au ridicat la acele standarde pe care le au le -le cer oamenii. Și au votat împotriva Valerica Dascălului și a PSD-ului. Au votat împotriva da, PSD-ului. Da, da, da primarul care a ieșit actualmente un domn Vârgă, a ieșit pe un vot a USR-ului, adică a tinerilor frumoși și liberi, cum erau prezentați Veniți în de afară, muzii între ei Sau cei de afară. Venim de afară, cu alte da. principii, unii, unele sănătoase, și au influențat părinții, da. mulți dintre ei. Și a ieșit de pe USR. USR care e o partid uh, nu de stânga. E de dreapta. E în cu PSD-ul. Da? Ok. E un partid cumva mai mult spre zona de dreapta. De dreapta eu, da. eu, discuție aici cu ce înseamnă dreapta useristă. Da. Bine, în România dreapta e dreapta, stânga e stânga. Da, e discuție. e o discuție. Eu discuție ce ideologic, înseamnă ideologic, platforma da. lor ideologică din punct de vedere doctrinar politic. Okay. Îți diferiți de PNL. Da, asta e altă discuție. Ei, acum nu știu cum o să facă domnul Vârgă că el candidează de pe PSD. Oamenii au votat împotriva PSD-ului. El făcea, Se film... să el făcea filmulețe cu cruci în spate, invocând divinitate și credință, invocând străbuni în discursul public al lui și dând promisiuni, jurându-se aproape, că el nu e cu PSD-ul. A mistificat, a falsificat toată povestea, toată crezului de atunci, din 2020. Păi, da, l-a falsificat în sensul ăsta, mă refer că s-a răzgândit, da? Și s-a dus la PSD. Acum nu știu dacă e el, șansele lui de pe PSD sunt mari. Eu, din câte cunosc, nu sunt foarte mari, da? O vedea ce o ieși. Dar oamenii ăia din Săbuani nu au nicio vină că el se joacă de-a primarul pe acolo, se joacă de-a politicianul pe acolo. Politica care trebuie să o facă un primar trebuie să fie politica dezvoltării comunității. comunității. Cum sunt. A, indiferent de culoarea politică. Despre asta care vorbim. Eu nu am auzit pe nimeni și nu vreau să. chiar mi-am propus în campania asta să nu arunc cu vorbe nepotrivite în față de contracandidații pe care i-am. Sunt și ei oameni, au dreptul să candideze. Vreau să vorbesc de, despre noi și despre proiecte. Oamenii de acolo nu au nicio, Eu nu l-am auzit pe unul din contracandidații mei, că e de la USR, că e de la AUR sau de, că de la PSD, să vorbească de proiecte până astăzi. nu am auzit să vorbească nici de platforme industriale, nici de parcuri industriale, nici de parcuri logistice în zona română, nici de proiecte de utilități, n-am auzit pe nimeni, nici de dezvoltare, nici de autostrada. A șapte, n-am auzit pe nimeni să vorbească, nici de investitori, nici de a face bucuri de prezentare, de a, face, de a aduce utilități, de a te duce să-ți prezint, să-i aduci pe investitori să le să vadă, să arăt, să cree... vorbim de locuri de muncă, să vorbim de strategie pe termen mediu, în care venind investitorii creând locuri de muncă, crezi, locuri de muncă, să ții tineri acasă, aduci dezvoltare, aduci creștere demografică, n-am auzit pe nimeni să vorbească de lucrurile astea. Ei vorbesc doar de, bă, nu știu, Lazar e rău. De ce? Bă, nu știu. Poți să spui foarte mult despre mine. Am fost și eu, am aflat despre da, mine poate. poate, care nu știam nicio. Poate să discutăm și despre asta, da. vă înche să încheiem. Dar uh, ideea e de dezvoltare. Iar, și vă mai menționez un lucru, ce a făcut PNL-ul și ce a făcut în calitate de președinte al PNL-ului, păi, împreună cu foarte mulți colegi primari. Astăzi, dacă vorbim pe zona Romanului Metropolitan, discutăm și, vă dau exemple. au semnat proiectul pe gaz în Ruginoasa. nu au avut gaz de când e Ruginoasa. Ruginoasa e primar PNL. Primar PNL. Au gaz. da Au adus gaz. Icușeștiu. Uh, au proiect de gaz. Și proiect de asfalt și proiect de gaz. Mulți primari PNL în zona Romanului. Da, zona foarte, mulți, Română, da. foarte mulți. Foarte mult. Adică discutăm și de acele utilități despre care vorbeam. Că de asta le leg. Acele utilități despre care vorbeam. Deci da? cumva eu o pregătire. Au, înce -o, au început o să pregătire. vină acele utilități prin Proiectul Național de Investiții Anghel Saline prin Ministerul Dezvoltării. Adică am început să pregătim aceste lucruri pentru că viziunea noastră e complementară și cu prezentul, dar și cu viitorul. Adică facem demersul ăsta, toți primarii liberali din zona asta, păi uitați tămășeni, proiect 22 de milioane, 5 milioane de euro, aproape 29 milioane de lei, apă și canalizare, primar deștept, fănică Lucaș, de ce spun? Zice, domnule, eu am două zone extrem de importante, s-au făcut uh, ca un cartier, care și cartiere rezidențiale, cu vile, cu case mari, adevărate. Oamenii cu bani mulți. Domnule, oamenii nu au apă și canal. Domnule, vreau să iau primată proiect de apă și canal, să trag utilitățile la oameni, da? Să nu se ducă Ca și cum cu un fundul curții sau cu fosa septic acolo, cu mroase Așa rahaturi. cum este și curat până la cum urmă. Cum e normal. Da. Le trag apă, le trag canal pentru un proiect mare și după aia voi veni în completare cu asfaltul, gândesc alt proiect. La fel și la cordon, la pildești, adică primarii noștri și mentalitatea noastră, împreună, a liberală a fost o mentalitate de a dezvolta și a prioritiza investițiile. Degeaba am asfalt în fața porții, degeaba am au nu știu ce mașină. Scumpă. Dacă nu ai și ca să nu am apă cu o fântână în cum care bai, bai secată, bani secată și am vechi un fundul de. Așa purții. este. Vom discuta, domnule George Lazar, despre aceste proiecte cu altă ocazie, nu mai avem timp, a expirat. Timpul Bă, îi, e scurt, dar nu contează, o să ne reîntâlnim. Eu vă mulțumesc asta. pentru invitație și pentru posibilitatea de a explica parte a proiectului și programului Partiul Național Liberal. Și noi vă mulțumim, o să ne revedem la revedere. Numai bine stimațiele explicatori, v-am salutat.